Bună ziua, dragilor! Sunt dr. Petra, medic diabetolog. Vă aștept solicitările pentru consultație de diabet în clinica virtuală sau plan nutrițional personalizat la adresa de mail afișată pe ecran. Astăzi răspund la o întrebare venită de la un membru al canalului meu. Nu uitați că și voi puteți deveni membri avăsând butonul Alătură-te din pagina principală a canalului. Întrebarea sună așa. De ce este chinoa bună pentru diabetici? Chinoa a devenit în ultima vreme extrem de popular, în special datorită conținutului nutrițional impresionant. În comparație cu alte cereale, chinoa conține mai multe proteine, antioxidanți, minerale și fibre. De asemenea, quinoa nu conține gluten, ceea ce o face o alternativă sănătoasă pentru persoanele cu intoleranță la gluten. Chiar dacă este consumată ca o cereală, quinoa este în realitate o sămânță. Există circa 120 de varietăți de quinoa, însă cele mai populare sunt quinoa albă, roșie și neagră. Revenind la întrebarea dumneavoastră, quinoa are un index glicemic de 53, ceea ce înseamnă că după consumul de quinoa, glicemia nu crește brusc. Fapt ce se datorează în special conținutului crescut de fibre și proteine, ce încetinez procesul de digestie. În concluzie, quinoa este atât de benefică pentru diabetici pentru că nu crește glicemia brusc și ne ajută să ne simțim mai plini pentru o perioadă îndelungată. Fără senzație de foame nu vom mânca și, în concluzie, nu ne vom îngrășa. Quinoa este o cereală din vechime descoperită recent de lumea modernă. Conținutul său bogat în proteine și fibre o fac benefică pentru consumul persoanelor ce suferă de diabet zaharat. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să dați like tutorialului și să vă abonați la canalul meu pentru cele mai noi și utile informații. Până data viitoare, veți grijă de sufletul și de corpul vostru.